acuzațiile și dezvăluirile făcute de fosta soție a lui Liviu au determinat-o pe doamna Mari să-și dorească din nou plecarea din emisiune. Eu dacă aș fost acolo afară eu, Liviu nu mai era aici. Acum dau seama că orice s-ar zice, poate fi mai amplificat, poate să fie mai rău, poate fi. Acum dau seama de chestia asta. Faptul e consumat, adică de zis au zis. Cine crede, crede, cine nu, nu. Eu mă gândesc la chestia asta, că până nu te vor vedea pe tine că renunți, nu vor înceta și vor plusa cu tot felul de mizerii. Eu de aceea spus să-ți ție, hai să încheiem și să plecăm acasă. Și cum este să audă mămica că a zis Maria să nu stai lângă băiatul ăla? Eu nu știu cum suporți treaba asta tu. Și cum poți să-ți închipui că ai putea să te mai înțelegi bine cu cineva care nu te suportă? Pentru că ăsta a fost tonul și atitudinea. Eu nu știu cum suporți. De ce suporți lucrurile astea? Pentru Maria. Maria, dar după tine nu mai rezistă să stea mult aici. Crede-mă. Dar tu nu ești hotărât. Și pe tine te întoarce că tu ești ușor de influențat, de-aia ai ajuns aici. Dacă nu era Maria, nu eram ușor de influențat. Eram... Nu mă, cu scuza asta. Adică poate să vină cineva cu și să chiar să dea cu tine de pământ și tu să accepti pentru Maria. Maria, dacă va fi să fie cu tine, va fi. Deci tu nu înțelegi că atunci când vei ieși de aici, oricum s-a stricat imaginea ta. Trebuie să înțelegi asta. Păi eu nu suportam, zic un vecin ceva de tine și acum sunt obligată să suport lucrurile astea, să le mai și auz, să le mai și discut. Și chiar și tu. Dar tu chiar n-ai niciun fel de mândrie, niciun fel de demnitate? Serios? Trebuie să lungă de lămurire cu tine pe chestia asta. Ai zis că mergem acasă în caz de ceva nu este în regulă. Și nu este în regulă. Dacă vor continua, te-ți vorbesc cu Maria, nu? Să ies? Vedem afară. Nu, tu poți să explici, fetei, și... dar trebuie să plecăm. Discuția care a urmat cu Maria nu a avut însă nicio legătură cu subiectul dorit de doamna Mari. Liviu părea să fi uitat complet de dorința mamei lui. A, prietenul meu! Hai să văd, știi să vorbești cu copiii. Vrei să-mi faci o nuștie, că nu știu să vorbesc cu el? Să te joci cu copiii. Ție ca... Ai avea răbdare? Tu fă și vedem. A, bine. Dacă facem bebe, Pufi o să fie prietenul lui. A, Pufi? Da, poate avem și cățeluci, bebel. Am bebești, țin cățelul în casă. Auzi, să avem ce vrea. Dacă tu nu vrei cățeluci, nu avem. Dacă vrei cățeluci, avem. Vreau să fie acasă. Dacă rezisti, stai treaz noaptea. Când ai tu somn noaptea, o să stai cu copilul și o dorm, liniștită. După aia dormi tu zi așa... Da. Soluții sunt mereu. Făcea vise. Bine, dorme acum liniștită. Deci lăsați insomniile și probleme. Tu vrei să ajungi să faci bani mulți, așa? Cum? Vrei să ajungi să... Și să stai cu copilul? Păi eu trebuie să alăptez. Știu. S-a dus unde nu știu din propria experiență. Da, asta a fost partea drăguță a discuției. Partea cealaltă, doamna Mari, de ce erați așa supărată? Eram supărată pentru că, în general, nu am avut tot timpul ocazia să, sau, nu știu, neșansa, să aud vorbe urâte despre Liviu. Întotdeauna oamenii mă felicitau pentru felul cum este crescut, pentru felul lui de a fi. Și acum am auzit atâtea lucruri urâte că simțeam că o să clachez. Dar când îi spuneați că n-ai și tu demnitate, la ce anume? Faptul că suportă să fie denigrat. Îi spuneam să nu mai accepte să fie denigrat la modul ăsta, pentru că nu sunt lucruri adevărate și noi suntem suportați să le ascultăm și să răspundem la ele. Păi și ce să facă? Că el nu prea știe ce vorbește lumea afară. Adică v-am arătat noi, v-am spus, omul a răspuns, mai mult de atât ce să facă? Atunci a fost la cald și eram foarte supărată, aha, foarte agitată. Nu sunt afectată atunci când se vorbește urât despre Liviu, sunt foarte afectată. După care am stat, am văzut și între ei unele discuții, am auzit și ce a spus mama Mariei, m-a afectat și lucrul acela. Deci erau foarte multe lucruri care mă afectau și atunci eu spuneam, haide să renunțăm, să mergem acasă și părinții Mariei să aibă ocazia să gândească cu calm, să realizeze, să nu cumva să-l jignească. Iarăși nu aș fi putut suporta și a fost la început o tendință de a jigni, după care, într-adevăr, le mulțumesc că s-au liniștit și au înțeles că nu totul este așa cum pare. Ce zici, Maria? Da, mami era speriată și nu a reacționat tocmai ok, dar o înțeleg, era speriată.
Și n-am înțeles ce a spus că l-a călcat în picioare. S-a referit atunci la părinții mei, adică mai exact la mami. Nu l-a călcat nimeni în picioare. Asta nu m-am referit afară, la părinții, în general, toată situația. Nu știu, am mai zis și o mai zic că cred că doamna Maria ar fi meliniștită dacă noi ne-am oprit. Și aici Maria înțelege greșit tot ceea ce îi spun eu. Eu încerc să spun doar, cum a spus și mama ei, că chiar cu, cum să vă spun, exact redau să se distanțeze o perioadă. Asta nu înseamnă să se despartă, e o diferență. Să stea fiecare puțin mai departe, să se analizeze, să-și găsească răspunsul la întrebările pe care și le pun Maria, să poată vorbi cu familia. Problema e că poate ei nu vor sau nu pot sau nu simt să se despartă, distanțeze. Eu pot accepta asta. Dacă nu simt. Eu pot accepta asta, dar să nu mai înțeleagă greșit când eu încerc să-i explic pentru binele lor, fiindcă nu vreau să pornească la drum cu rețineri sau nesiguranță. Aș vrea ca ei să se cunoască bine, totdeauna am spus asta. Da, pe de altă parte, știți cum e. Orice ne-am dorit noi, părinții, dacă copilul vrea într-un fel, nu poți să te pui de acolo. N-ai cum, n-ai cum. Și ăsta e un test. Pe de altă parte...